Te salut! Revin cu un scurt episod ca urmare a închiderii pe Weakling, pe Bitcoin USDT. Graficul este pe Binance. În față avem închiderea de azi noapte. Să dau un zoom pe această lumânare. Deci am avut deschiderea de săptămână la acest nivel de 34.625. Am avut închiderea de săptămână la acest nivel. Partea bună este că nu am căzut sub acest suport de 34.000. Partea proastă este că nu am reușit să închidem peste 37.000 ca să atacăm din nou rezistența unde EMA30 a avut un recul în acea zonă a acestei candele. Să bifăm și EMA21. EMA21 se află în acest moment la 43.518. Este zona care trebuie să o atingem în zilele următoare, poate chiar până la închiderea de pe monthly. Să vedem un pic unde suntem dacă tragem un Fibonacci între 9650, acel gap rămas pe CME Future și High Goal de la din aprilie de la 64.845, să-i dăm chiar aceste valori. 9.650 și 64.850. Așa. Observăm că această zonă de suport este crucială. Așa cum am zis și în episodul trecut, este zona care ne face diferența între bear market și rămânerea în bull run. Se vede cum am avut aici respingere, exact ca în ianuarie. Dacă mergem puțin în spate, în martie anul trecut, vedem o structură similară cu un 2 și exact după acea corecție majoră. Este posibil să avem un pattern similar. Frica ieri a fost 10%, dar cu revenirea pieței spre zona de 36.000 a urcat puțin în procente, a ajuns la 18%. Rămânerea peste EMA50 ne dă cât de cât speranțe pentru revenirea a pieței. Prima țintă, așa cum am zis și în episoadele trecute, ar fi 37.250, a doua țintă unde este rezistența majoră, deci acel retest de spargere suport 42-47.000 pe care am amintit-o și în episoadele trecute. Deci cam aceasta este situația pe weekly. Mergem pe un grafic pe o oră. Deci vedem cum aseară pe baza la volumul slab, deci piața a fost a noastră, nu s-a mișcat prea mult, a rămas între aceleași valori. Situația este fermător, deci zona aceasta de la 33.000 este capitală. În ce sens? Deci am avut aici o structură de tip dublu bottom, urmată de retestare neckline și format de un dublu top. Deci în cazul în care acest clip de suport rezistență va ceda, atunci vom avea o continuare de pattern spre 30.000 de dolari. În cazul în care acest flip suport rezistență nu va ceda, atunci vom avea o respingere din această zonă de 33-34.000 spre EMA 200, care ne așteaptă la 37.380.
Ținta rămâne în prima fază 37.500, urmând ca după ce trecem de acest EMA 200 să mergem spre topul acestui range. Wyckoff Distribution rămânem pe 4 ore în zona EMA 21, 35.783, foarte aproape de zona de rezistență de la 38.500. N-a reușit să rupem această zonă, deși a fost testată de vreo 3 ori săptămâna trecută. Este de o bătălie destul de mare pe această zonă, așa cum a fost în începutul anului, de la deprecierea din 8 ianuarie. Dacă reușim să rămânem peste această zonă și să consolidăm aici, vom avea clar un impuls spre zona MA 200, deci 47.000, cum vă ziceam și în episoadele trecute. Aceasta e situația pe total market cap. Să mergem pe o oră. Ieri avusesem această ușoară revenire a pieței până la MA 200, deci 1,55 trilioane de dolari. În momentul de față avem un dublu top cu aproape țintă completă. În cazul în care se formează acest triunghi ascendent, atunci ținta, așa cum am zis și în episodul trecut, ar fi în zona acestei rezistențe. Să sperăm că lucrurile vor sta așa, să mai avem un pic de răbdare, la noapte avem închiderea și pe monthly, dacă tot am vorbit de monthly. Avem o candelă destul de urâtă aici, dar totuși suntem un pic peste această zonă de 33.000. Care ar fi tot pe o zonă de suport dacă tragem un Fibonacci. Deci tot deasupra la zona critică de la 29-30.000 de dolari. Teoretic, această candelă bearish ar trebui să fie retestată cel puțin jumătate din ea, deci în zona aceasta ar trebui să ajungem cândva. Nu știu când, dar sunt șanse de revenire pentru zona aceasta de 45-47.000 de dolari. Dacă ar fi să tragem un FIBO pe această corecție, deci aici la 44.000 ar trebui să avem un impuls, deci zona aceasta. Deci cam asta ar fi situația. Vă țin la curent cu actualizarea. În momentul de față, am spus, este capital să ajungem din nou în zona de 35-37 de mii de dolari pentru a impulsiona un pic piața. Ne auzim pe Telegram, o zi bună!